Bați, bine ați venit la cel de-al patrulea sau al cincilea episod din Cum dracu pot să intru în casa mea? Da, tocmai am construit casa. Dar se pare că numai pe ușă nu pot intra, în rest da, și pe ușă. Așa, ne-am construit căsuța noastră din... Da, este foame sărăcuțului. Așa. Ne-am făcut puțină mâncare și acum ne pregătim de cea de-a doua noapte în... O să niște chestii că le poți construi pentru casă, furniture, pe care nu putem, building, custom building, defensive building. Așa. Wall window. Na. Ia să mă uit să văd cum mă... Storage... Așa... Hunting shelter... O să încerc să... Să-mi fac și un shelter de asta, dar... Cred că în a doua zi, cred că în a treia zi, când deja... Cum dracu scăp eu de asta? Așa. Ia să încerc să-mi pun iepurașul. Da. Equip combine. Cum să combin? Opțiuni, bla 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 bla, creează, nu mă interesează. Noaptea a sosit și momentan Marian nu a murit. Cu toate că nu văd niciun căcat. Cred că acum e miezul nopții când luna este sus. Da, e sus. Nu știu cum dracu arde cu frunzele alea, dar în fine. Se aude un sunet ciudat. Hei! Da. Dar nu înțeleg scopul
scopul jocului, adică acum, da, supraviețuiesc, supraviețuiesc, dar ca să ce? Să o supraviețuiesc până eu mor pe toți ăștia sau o să îmbătrânească ăștia înaintea mea? Alul mi-a dispărut armura. A, e pur oricum, n-are rost să o mor. Da. De acum vine dimineața. Căsuța mea e tot acolo, văd că... O să încerc să-mi fac un wood shelter, ceva... Nu, nu un wood shelter, ci... Văd că am niște pene acolo. Can be used by crafting. Unde ăsta? Dar o să-l fac... super mai departe. Așa. Și mai trebuie încă 6 cu 9, crenguțe și lemn mare. Un lemn mare l-am aici. Nu? Ba da, uite-l aici. Rapid, pac, l-am pus acolo. Bețele alea oricum le fac rapid, nu mi se pune problema. Dacă nu mă înșereau, uite pe aici, pac, un băț. Și ce asta? Abar n-am. O să încerc să tai un copac acum noaptea. Sper să nu fac prea mult zgomot. Să mă trezesc cu niște canibali de aia pe mâna dreaptă. Ia să tăiem copăcelul. Vreau să-l fac pe ăsta pentru că scrie acolo așa: a shelter will restore your energy and can be used to hide from predators and save your game. Bigger shelters can be used for... Supra că s-a auzit ceva. Încă un copac mai trebuie să mai tai. Cred pe asta. Așa. Nu știu cât vedeți voi. Ia să văd brightness. O să dau mai mult... s-a dus. Nu știu, momentan văd destul de bine. A, uite acolo și încă un copăcel. A shelter. Ia să ne culcăm puțin. Perfect, ziua, save game, sleep, you'll... Ok... And this is my home, from now on. You are cold and wet. Build the fire to get... Ia să încerc să fac focul în casa asta. Cu toate logica asta ar trebui să fi fost casa mea.
Da, după modul cum... A, tura trecută l-am ieșit cu spatele din ea. Ia să văd foculețul. Click to place basic fire. Așa, și ne trebuie să... Să fim un rou de asta. Alo, dar aveam foc aici. Așa, și să punem una de asta la... Alo. Un băț aici. You are covered in blood. Acum sunt murdar de pământ. Așa. Ok, să punem la gătit și o pârliță. Să ne punem armura, cu ăsta nici nu știu ce circuit, bore circuit. Da. Așa. Asta mi-am urât și o pârlă de asta. După asta ar trebui să vedem ce ar trebui. Clic așa, Sticking Crazy Energy. Nu mă interesează. Fire, fire, fire. Ia să încerc să construiesc și unde ăsta. Dar o să-l pun... nu știu, cred că în zona asta. Să iau pietre așa aleator, într-un fel să nu modific zona prea mult. Și bețe, cred că de aici o tură și de aici o tură. Nu mai pot să car multe bețe. Hai să vedem dacă e gata mâncarea. Alo, există păianjeni, frate, pe care nu-i poți omorâ. Așa, să ne mai punem niște piei de... și o pârlă de asta. Da. Și cu asta o să cheiem episodul de astăzi. Nu uitați să dați like, comment și subscribe. Până data viitoare, eu am fost Marian și toate cele bune. Ciao, ciao, hau, hau.